Visul american. Aproape fiecare tânăr ar da orice să meargă pe tărâmul tuturor posibilităților, măcar o lună, o vară sau un an. Se spune că dacă reușești acolo, reușești oriunde. Datorită programului Flex, elevii din Republica Moldova au oportunitatea să meargă la studii pentru un an de zile într-unul din liceele americane. Olivia Sanduleac este una din absolventele programului în anul academic 2015-2016 și ne-a împărtășit entuziasmul cu care s-a întors acasă după liceul din America. Într-adevăr, toți se gândesc la asta, visul ăsta american, și noi când venim, noi spunem că nu este așa, este diferit. Poate că am fost norocoasă, că am fost în comunitatea asta Flex înainte să plec în Statele Unite, în Ungheni avem foarte mulți absolvenți și așteptările poate nu au fost așa de mari. Știam că nu este totul atât de perfect și nu o să fie tot așa ușor și o să merg acolo și o să fie cel mai minunat an din viața mea. Dar trebuie să mergi la pasul ăsta ca să înțelegi că nu este visul american. Chiar dacă mi-mi spunea că o să fie niște lucruri mai strani sau o să fie un șoc cultural, cumva teoretic era în cap, dar practic trebuia să simt pe pielea mea și trebuie să mă duc acolo și să văd. Nisora este absolvent Flex și ea când s-a întors acasă am văzut o schimbare la ea și mereu tindeam să nu să fiu ca ea, pentru că oricum asta ar fi, nu este decizia cea mai bine să iei urmele surorii în totalitate. Însă vroiam să simt și eu schimbarea asta, vroiam și eu să înțeleg ce înseamnă să fii departe de casă timp de 10 luni și într-adevăr să fii responsabilă de acțiunile tale și să iei unele decizii importante. Pentru că asta este una dintre, pot să zic, greutățile care le întâlnim, să iei decizii fără ca să întrebi cineva, să folosești doar tu și gândurile tale și inima ta ca să iei o decizie. Pentru Olivia, succesul a venit din a doua încercare. Ea ne-a spus însă că procesul de înregistrare este foarte accesibil pentru oricare elev, așa că oricine ar putea beneficia de această oportunitate. Vroiam să călătoresc, însă asta nu este pentru orice Flex. Asta de Flex este, depinde de familie. Dacă familia vrea să călătorească cu tine, atunci da. Vroiam să fac voluntariat cât mai mult și într-adevăr am avut posibilitatea asta și să încerc să fac parte din mai multe cluburi, sporturi în care fac parte din școală. Și asta am făcut-o și au fost niște experiențe și momente extraordinare, pentru că au atâtea posibilități și atâtea oportunități de a încerca, de a face, de a pleca. Și dacă nu le încerci, care-i rostul dacă te mai dus acolo? În toamnă am făcut cross country, ceea ce înseamnă alergare de lungă durată. Eu, ca persoană care alergam un kilometru și deja eram obosită, am zis că de ce nu să încerc. Și am încercat și chiar a fost greu. Era prima, eu abia am ajuns în Statele Unite. Și când am început, noi abia doar la antrenamente alergam câte 8 km, pentru mine asta a fost un șoc. Dar echipa era atât de deschisă cu noi, atât de minunați colegii. După care, în timpul iernii, n-am făcut un sport, dar am făcut parte din musicalul care școli, piesa de teatru. Am fost în clubul de dezbatere, clubul istoricilor tineri și la sfârșit de an am făcut parte și din echipa de tenis a școlii. Și cam fiecare elev american are un program la fel de încărcat, întrucât oportunitățile de dezvoltare extracurriculară sunt elemente importante ale sistemului lor educațional. Ei nu realizează posibilitățile care le au. Eu când le spuneam lor, uite, noi nu avem sporturi în fiecare sezon sau noi nu avem atâtea cluburi în cadrul școlii. Pentru ei erau strani. Cum e posibil să nu ai un sport în școală sau cum e posibil să nu ai cluburi în școală? Și am observat că la sfârșit de an, când plecam, eu spuneam că îți mulțumesc că ne-ai deschis ochii și ne-ai spus ce posibilități și câte oportunități avem noi. Și asta m-a bucurat, pentru că timp de un an, dacă am reușit la 5 persoane să le schimb ideea despre câte au ei posibilități și oportunități, chiar mă bucur, mi-a făcut treaba. În timpul petrecut în SUA, Olivia a fost un adevărat ambasador al Republicii Moldova și a avut grijă să-și informeze colegii și prietenii din state despre țara noastră, trezind în ei curiozitatea de turiști. Acum chiar primesc telefoane și îmi spun că, uite, mă uitam la Jocurile Olimpice și am văzut Moldova și m-am gândit la tine. Sau o să uit la altcineva și deodată, dacă, uite, am văzut Moldova și m-am gândit la tine și la țara ta. Într-adevăr,
pentru că ei nu cunosc, erau interesați să cunoască, ei vreau să știe mai multe. Am avut persoane care veneau la mine cu o foaie A4, da, și acolo diferite lucruri scrise despre Moldova și mă întreba, da, asta e corect, da, uite, asta e sigur. Și chiar au interesul ăsta să vină, poate să viziteze. Eu am stat o familie formată din 5 membri, eu am avut un frate și două surori și deja mama cu tata. Și a fost, eu mereu am zis că dacă de la început de an le zici familie gazdă, la sfârșit de an le zici familie, pentru că nu este vreo diferență între familia de aici și familia de acolo. Atât de bine, atât de larg își deschid sufletul pentru tine, atât de mult. La un moment dat nu mai simți diferența că ești venit acolo pe un an, da? Și am zis că poate de atât e mai greu să pleci la sfârșit de an, pentru că îți lași familia acolo și de aici. Și mereu o să fie un lucru care puțin îl înțeleg, cât e de greu să fii cu familia ta, departe de familia ta. Un an de zile plin de atâtea experiențe nu are cum să nu lase un impact vizibil. Iar dacă anterior Olivia o vedea pe sora ei venind din state cu o atitudine schimbată față de viață, acum ea a fost cea care a trăit această schimbare. În timpul anului, mereu tatăl gazdă îmi spunea, Olivia, tot de mult schimb, tot de mult maturizezi și nu simțeam. Eu nici acum să fiu acasă, nu schimb. Sunt persoane care vin la mine, te-ai maturizat, ești mai calculată cumva. Poate că faptul care ziceam mai înainte, în Statele Unite aveam mai mult faptul că noi trebuie să luăm decizii pe cont propriu, da? Nu mai este cineva lângă noi care zică ori trebuie să faci asta sau asta. Și poate asta cumva te îmbărbătează și te face mai responsabil. Uite, dacă am luat eu decizia asta, eu sunt responsabilă de ea. Când vezi lumea atât de mare, ai și aspirațiile, ai și gândurile mai mari, ai și, nu știu, te gândești mai mare. Și asta cred că e unul dintre lucruri care m-am învățat, că nu văd că pot să mă duc în studii doar în Europa. Văd că pot să mă duc în studii și în Statele Unite sau în alte continente. Te faci să te gândești mare. Olivia a studiat la un liceu din orașul Brunswick, din statul Maine. Era o plăcere de a pleca la școală, de a comunica cu oamenii și de a învăța ceea ce cel mai mult i-a stârnit interesul, ne-a povestit ea. Pentru că îți alegi subiectele, evident că și colegii mereu schimbă și nu stai cu aceiași colegi tot timpul. Adică noi eram, să zicem, în clasa 12, noi eram undeva aproximativ 300 de elevi, da? Dintre care, să zicem, cu 100 eu i-am cunoscut, restul eu pur și simplu nu aveam tangenți pentru că nu aveam clase împreună. Și bine, pentru că în cazul ăsta cunoști mai multe persoane. Nu te plictisești de aceleași fețe să le vezi în fiecare zi. După care și faptul ăsta că nu sunt doar obiecte stricte, da? Acești fizic, chimie, matematică, este și arta teatrului, este și culinărie. Nu pot să zic lecții în care nu faci nimic, că sunt foarte serioase, da? Eu am făcut arta teatrului și a fost o lecție la fel ca istoria guvernului, da? Cum am luat-o eu. Mai este faptul că sunt cluburile și sporturile, care este o tangență între ele la fel de importantă. Adică, iarăși, cunoști alți oameni, ai posibilitatea să te, nu știu, să vorbești despre Moldova acolo. Este o plăcere de a pleca la școală, este o plăcere de a învăța și de a comunica cu oamenii. Și acolo nu pot să zic că totul este ușor, da? Că toți au ideea asta de că în America se duce foarte ușor. Acolo sunt nivele, este clasă de un nivel înalt, care dacă vrei și dacă tu într-adevăr ești gata să iei această clasă, este posibilitate. Dacă tu nu ești gata să iei honors classes, așa cum le numesc ei, atunci ți iei cel mai ușor nivel. Totul depinde de aici și uite, asta e una dintre responsabilitățile sau momentul în care tu trebuie să iei o decizie pentru tine. Tu vrei o clasă, tu vrei să iei un subiect mai greu sau un subiect care așa mai ușurel. A învățat, a luat tot ce e mai bun de la americani și a venit acasă cu planuri mari. Unul dintre lucrurile care acum eu vreau să le implementez, după cum spuneam, eu am făcut parte din clubul de dezbatere din Statele Unite. Și dezbaterea reușește să crească în noi niște valori și niște abilități foarte interesante. Și simt că dacă o să fie un club de dezbatere, cel puțin începe mic, da? În liceul meu, și vreau să văd cum o să crească și după asta să fie poate la un nivel de oraș.
pot să zic că acum voluntariatul în Republica Moldova crește destul de mare și nu pot să zic că dacă eu să încep să îl implementez, atunci să fie pasul ăsta. Elevii din UK sunt foarte activi și pot să-i motivez mai mult să fie voluntari. Pentru viitorii lideri care se gândesc să aplice la programul Flex, nu vă gândiți, faceți-o, pentru că este o experiență de neuitată, o experiență care o să vă deschidă atâtea uși. Și până la urmă, it's not better, it's not worse, it's just different.